Bună ziua! Începem astăzi un nou podcast pe canalul Hai România. Se numește Picătura de Business. Este un serial pe care îl avem pe Info Financiar Capital și EVZ de 3 luni de zile. Și va fi și un podcast dedicat acestui serial săptămânal. Primul episod îl încep cu un personaj pe care l-am cunoscut săptămâna trecută la un eveniment dedicat industriei ospitalității. Acolo erau oameni care își prezentau afacerile, vorbeau despre cifre, despre parteneriate, dar a fost și Mugurel Stan, un om care i-a magnetizat pur și simplu, vorbindu-le despre bine și fericire. Bună ziua, mulțumesc că ai acceptat invitația, Mugurel. Mare drag. Mi-a plăcut asta cu personajul. Așa, eu am fost foarte atent la ce... Bine, eu venisem acolo să-mi caut și subiecte și eram atent la toți. Ce tare! Și... 360. Da, și la tine am văzut că toată lumea a și spus prezentatorul că toți s-au bucurat când au zis că vine Mugurel și am zis, hai să vedem cine e Mugurel. Și am fost foarte atent la prezentarea ta. Foarte interesant, da. Și am zis că e potrivit să începem podcastul ăsta cu tine. În primul rând, cine ești tu? Vă mulțumesc mult că m-ai chemat aici. Și eu recunosc când te-am văzut, mi-a zis Robert, du-te și vezi-l pe omul ăla acolo. Parcă venea așa dintr-o lume pe care eu știu de mult, nu știu. Asta a fost sentimentul, nu senzația. Probabil că e și chestie de vârstă, de valori, de felul în care înțelegem și vedem lumea. Am făcut matematică, mă caracterizează lucrul ăsta, e foarte important pentru mine, pentru că asta înseamnă că am mintea structurată într-un fel anume. Sunt crescut în vremurile alea de dinainte în care structura logică era foarte importantă, mintea matematică era foarte importantă și cred că asta într-un fel important m-a determinat în ce am făcut mai departe. Vezi cum mă întreb cine sunt și eu spun ce am făcut, știi? Da. Da. Dar o să revin la întrebare. Revin la întrebare, da. Sunt un om bun, sunt vulnerabil, sunt deschis, depind foarte mult de interacțiunea cu oamenii, îmi plac oamenii. Dar cum e drumul ăsta de la matematician și olimpic la matematică, din ce am citit, la coach? Este, știi că e... Ai terminat să faci asta. Ai fost și consilier de stat. Da, da, da. Am lucrat totdeauna cu oamenii. Mi-a plăcut mult să lucrez cu oamenii și... Vezi, eu am făcut training-uri multe. Am început de mult de tot să învăț zona asta de interacțiune cu oamenii. Și am ajuns la coaching după ce făcusem și training-uri și școli de training, pentru că la un moment dat am ajuns în Germania. Intru direct în poveste, nu? Am ajuns în Germania la un curs foarte interesant la Heidelberg. Cum se întâmplă, eu eram între ape, tot îmi căutam next level-ul meu în viață și când am ajuns la Heidelberg erau oameni din companii. Cu ce te ocupai atunci? Și ce an era? Băi, făcusem niște business-uri prin 2017. Unele merseseră, altele nu merseseră. Ieșisem dintr-o organizație internațională, eram într-un board de organizație europeană. Multe făceam. Într-un cuvânt, nu prea mai găseam sensul și continuarea în momentul ăla. Și așa că de fiecare dată când la mine nu merge în viață, mă apuc să învăț. Am zis, bă, mă duc să mai învăț ceva, mai deschid un capitol nou în viața mea și am ajuns la Heidelberg, o școală prestigioasă de coaching. Nu era ieftină pentru mine la vremea aia și nici acum nu e o școală ieftină. Și acolo am înțeles prima dată cât de puternic este să reușești să deschizi oamenii și înainte de a-i schimba să fii cu ei acolo unde sunt ei în momentele importante ale vieții lor. De acolo a început călătoria. E o călătorie lungă, e mult de povestit. Și să înțeleg că după Germania ai fost la Institutul din Statele Unite? Este un institut american. Ei se branduiesc ca fiind cei mai prestigioși în materie de coaching la nivel non-formal. Pentru că cam acolo se învață, nu în universități se învață coaching-ul. Este un învățământ experiențial. Și cu acest institut am studiat cu ei și în Olanda, și în Germania, am fost peste tot în lume, și în Spania. Ei au multe locuri în care fac cursuri și, într-adevăr, cu ei m-am format foarte mult. Nu numai cu ei, dar cu ei în principal. Am înțeles. Și cam care sunt principiile tale? De ce te întreb de principii la coaching? Că ceea ce mi-a atras, unul dintre lucruri care mi-a atras atenția săptămâna trecută, am mai văzut
antrenori, oameni care țin cursuri. Dar la tine diferența, ei vorbesc foarte tare. Cumva suplinesc prin sunet, probabil o lipsă. La tine am văzut că se vorbea foarte calm. A fost un detaliu care mi-a tras atenția, repet, am văzut foarte mulți oameni dintre ăștia. Care-s principiile tale când... adică urmărești niște valori când faci coaching-ul? În primul rând, lucrez one-to-one cu puțini oameni. Am câțiva oameni cu care lucrez și lucrez pe perioade lungi. Dar cu grupurile cu care lucrez, încerc să implic oamenii în procese de grup. Cu grupurile cu care lucrez, în care sunt oameni diversi, am trei principii esențiale. Primul principiu este autenticitatea. Și de ce spun lucrul ăsta? Sunt foarte mulți oameni care au venit pentru networking să cunoască, pentru că e multă lume bună în Big Life Project. Foarte multă lume. Nu să vorbim și despre el. Da. Și ăștia n-au prea rezistat. Știi? Pentru că deschiderea este atât de puternică și abilitatea noastră este de a ne duce cu oamenii profund în structurile lor intime, în nespusele lor, încât puțin rezistă. Deci primul lucru este autenticitatea. Al doilea principiu, a doua valoare importantă este generozitatea, începând cu asta supremă de a fi acum aici pentru tine, care este foarte importantă și puțini oameni sunt dispuși să o practice. Și al treilea principiu, a treia valoare este generativ. Oamenii care sunt autentici, generoși și deschiși generează proiecte remarcabile. Outstanding. De să înțeleg că nu accepți chiar pe toată lumea în terapie, terapiile, nu e antrenamente astea de grup? Am început primind pe toată lumea, apoi încet, încet am început să pun filtre și filtrele astea nu sunt că... Le pui tu sau să pun natural, apar natural? Apar natural, pentru că începând de la primele interacțiuni, oamenii sunt chemați să facă niște lucruri, completează un formular, au niște întâlniri mici și sunt foarte mulți care, nu foarte mulți, sunt mulți care renunță, adică nu trec de primul filtru. Și adică am început să nu primesc pe oricine în programul ăsta. Sunt arogant, nu? Cum e? Nu, nu. Da. E un filtru pentru că știi, sunt oameni care vin de curiozitate. Există o categorie de oameni care la sfârșitul zilei spun lucrurile astea le-am auzit, dar acum le văd într-o perspectivă nouă. Sunt oameni care spun deja știam ce se întâmplă aici și nu are sens să, pentru tot grupul să stai în oamenii care nu vor să se deschidă, să-și înceapă procesele. A, și dispar pur și simplu? Dispar din faza de început. Și pe parcurs, pentru că programul începe încet, da. Pe parcurs crește intensitatea și cresc procesele și mai sunt unul, doi care renunță pe parcurs. Unul, doi din cât încep? Cel mai mare grup a avut 30 de persoane, în jur de 20 de persoane. Că am intrat abrupt în proiectul ăsta, dar acum dacă am intrat, zi-ne cum a apărut Big Life Project. După ce am făcut toate cursurile astea, da. Am zis, bă, unde mă duc să învăț, știi? În matematică e un... Cine își aduce aminte din matematica de liceu era un matematician, Abel, care de foarte tânăr a ajuns genial și l-au întrebat, băi, cum ai reușit să fii genial? Și l-a spus, i-am studiat pe maestri, nu pe discipolilor, știi? După ce am studiat eu câțiva maestri, zic, gata, acum mă apuc și încep să transform, dar nu oameni unul câte unul, echipe întregi și business-uri și... Și mi-am dat seama că înainte de a transforma omul trebuie să fii în stare să-l înțelegi, să fii acolo cu el. Asta e primul lucru, știi? Și după ce am reușit să lucrez cu primii oameni importanți și să fac transformări importante în viața lor, mi-am dat seama că foarte mulți după ce se întorc acasă își reiau obiceiurile. Așa. Și e o vorbă care spune că oamenii vor să fie acolo unde te știu ei. Știi? Sau în teoria sistemelor este că tendința sistemelor este să păstreze status quo-ul, să rămână exact cum sunt.
Și atunci am început să creez sisteme în jurul oamenilor, să creez grupuri. Am studiat mult teoria sistemelor, povesteam că am avut programe și în Ateneul Român să vadă orchestre și să vadă cum lucrez cu orchestre oamenii. Și atunci am început să construiesc sisteme în jurul oamenilor, să construiesc grupuri de oameni care să susțină transformarea fiecăruia în parte. Și așa am ajuns la Big Life Project. Este un proiect pe care îl dezvolt de, cred că sunt 10 ani deja, de când studiez, de când dezvolt grupul ăsta. Sunt câteva sute de oameni importanți, e o comunitate. Adică să înțeleg că nu este o perioadă determinată, ei își continuă evoluția în grupul ăla și după ce, că înțeleg că durează vreo 3-4 luni. Programul durează vreo 3-4 luni. Da. Rămân în comunitatea respectivă. Avem și acolo avem mai multe evenimente. Sunt niște, de exemplu, sunt niște întâlniri și o să te invit să vezi la să mergi la astfel de întâlniri, sunt niște întâlniri periodice. De exemplu, studiem tendințele, trendurile care sunt în lumea actuală. Avem invitați și stăm de vorbă cu ei. Ah, foarte interesant. Da, da. Sau sunt evenimente simple de networking în comunitate, în care oamenii se întâlnesc și stând în aceeași cultură, cunoscându-ți valorile, fiind deschiși, vorbesc despre ce fac, despre ce business-uri au. Sau sunt niște întâlniri anuale pe care le facem, în care mai aducem cât un upgrade, ce am mai învățat, ce am mai văzut, ce am mai studiat în perioada asta. Și da, comunitatea rezistă în continuare, există în continuare întâlniri în comunitate. Apropo că ai zis de trenduri mai devreme, există și în coaching trenduri? Nu știu, schimbă vremurile, mai la modă ce era acum 10 ani? Da, primul trend este că cam toți oamenii care ajung și își fac o carieră și ajung să facă lucruri importante în viața lor, l-am dat simt nevoia să învețe pe alții. Și de asta sunt foarte mulți coach care practic sunt mai mult mentor decât coach. Este primul trend care se întâmplă. Oamenii ajung la o carieră, un nivel și... Dar ce am observat este că coaching-ul este o meserie, știi? Și nu e doar o chestie în care înveți coaching și atât. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le înveți ca să poți să-l practici. Deci, da, primul lucru este că oamenii care ajung să facă chestia asta sunt oameni care au studiat foarte mult. Se profesionalizează extraordinar de mult această meserie. Și nu este doar o meserie simplă, e ceva mult mai complex care înseamnă tot ce ține de human behavior, de comportament uman și de... Mi-ai zis că ai și sesiuni individuale? Da. Din ce medii sunt oamenii ăștia? Că, spre exemplu, te auzeam la unde ne-am întâlnit la eveniment, că inclusiv lucrez cu oameni din BNR. Da, dar despre asta n-aș vrea să vorbim foarte mult acum. Ok. Lucrez cu oameni de business. Sunt oameni care au făcut transformări extraordinare. Și ce nevoie au ei de la un coach? Nu știu, că vin la tine, presupun și spun, nu știu, am un blocat sau ce spun. Oamenii ăștia, cum să spun, sunt... Este zona de high achievers. Sunt oamenii care reușesc să aibă obiective înalte și să și le atingă. Există într-adevăr și o zonă care urmărește atingerea acestor obiective, dar oamenii ăștia, în primul rând, au nevoie de dezvoltare personală, dezvoltare emoțională. Foarte mulți dintre ei, pentru că își practică, își cultivă acest mușchi al achievement-ului, al dobândirii, al... Deci cam pierd suflu în mersul prin viață, știi? Și au nevoie de însoțirea asta în viață. Da. Sunt mulți care au blocaje emoționale importante. Mi-aduc aminte, era un client care înainte de program îmi spunea, a făcut și el Big Life Project-ul, îmi spunea, băi, acum câțiva ani mă gândeam că nu reușesc să merg mai departe și dacă nu merge business-ul, mă apuc de taximetrie. În momentul ăsta, îmi spunea el atunci, mă gândesc dacă merită să mă duc la milioane, zeci de milioane, sute de milioane. Deja firma lui avea câteva milioane cifră de afaceri, euro. După ce a făcut programul ăsta, nu știu, ceva s-a întâmplat cu el și și-a dat drumul în viață. S-a întors, și-a listat compania pe bursă, a explodat. Este o companie care a ajuns la 100 de milioane în momentul de față, euro, cifră de afaceri. Și-a adus cei doi parteneri, și-a adus în program managerii, lucrez cu compania lor, am programe interne.
Ei business știu să facă. Deci problema lui care era atunci? Că presupun că la fiecare identifici o 80%, un nod, okay. din 80% din blocaje sunt emoționale. Adică cei mai mulți dintre oameni știu ce să facă. Știi? Primul lucru este, acum știu ce am de făcut. Wow, mi-e clar. Pot să facă, au tot ce le trebuie ca să facă lucrurile, dar se blochează. Pentru că blocajele sunt emoționale în cea mai mare parte a lor. Te-am luat repede, man, am intrat repede în poveste. Nu, ți-am epuizat subiectele, ce facem? Nu mi-am epuizat subiectele, că sunt curios de când mă știu. Da. Am spus să-mi dai un exemplu, care consideri tu că e cel mai mare succes în activitatea asta de coaching pe care o ai? Individual mă refer. Nu știu, să-i fost o problemă care ți s-a părut și ție o provocare. Băi, toate sunt provocări. Adică dacă ai să nu fost foarte încrezător la început, că reușești să-l rezolvi pe omul ăla, să-i întorci cheița care trebuie. Fii atent, poate sună în limbaj de lemn. Primul lucru este că tu nu rezolvi pe nimeni, știi? Dumnezeu nu ți-aduce pe oamenii acolo ca să-i repar tu. E un principiu care spune, în mod natural, oamenii, dacă n-au o mână ruptă, dacă ceva nu e în neregulă cu ei, sunt creativi, au resursele de care au nevoie, sunt întregi, nu-i repar tu. Aici nu-i terapie. Asta nu înseamnă că terapia nu-și are rostul ei, știi? Dar îi privești pe oamenii întregi și în potențialul lor. Adică prima întrebare este nu ce e greșit la omul ăla sau ce am de reparat în el, ci cum îl ajut pe omul ăla, stând cu el acolo unde are el nevoie, să-și găsească potențial. În reformele, cel mai mare succes în acest ajutor? Sunt multe. Am văzut multe feluri de oameni. Să mă gândesc ceva care să... Ți-am dat un exemplu. Un business. Nu? Cineva care se gândea dacă își crește business-ul și a dus compania la 100 de milioane. Asta e un exemplu clasic. Sunt oameni care au avut... Uite-ne un exemplu frumos. Mă gândesc cum să spun ca să nu sune... Uite, era o persoană care era... Să nu divulgăm secret aici. Era cineva care era cu viața blocată. Nu îi mergea nimic. Era într-o zonă de management, de business, într-o zonă oficială, dar gri, nici nu știu cum să spun. Adică era legal tot ce făcea, dar o zonă destul de stranie, de ciudată. Nu reușea să aibă viață particulară, nu reușea să... Și mă gândeam, bă, ce-i cu omul ăsta de nu-și găsește suflu, știi? Știi, sunt momente în care intuiția funcționează foarte bine și nu e nimic paranormal. Adică în momentul în care te conectezi cu omul respectiv și ești atent la el, cred că ți s-a întâmplat și de multe ori. Îți dai seama că sunt lucruri care îl țin pe loc pe omul respectiv, da? Și în discuția pe care am avut-o cu el înainte de a intra în program, îmi zice, bă, știi că eu am avut o chestie de copil, știi? Și în momentul ăla, parcă citeam ziarul județean în care spunea povestea lui, în care și zice, mă, tai că te-a omorât-o pe maică-ta, nu-i așa? Nu mă întreba de unde mi-a venit chestia asta, nu-i nimic paranormal, nu-i nimic, sunt un om întreg la cap, am făcut matematică. Și zice, da. Și în momentul ăla mi-am zis, băi, stane, iau încet, că zic, nu e chiar așa de simplu. Și am fost foarte atent cu omul ăla tot timpul programului. Un om care s-a deschis foarte încet în ritmul lui și l-am lăsat să-și găsească ritmul, suflu. A terminat programul. Omul ăla avea și o companie de construcții pe care a dezvoltat-o și a început să facă lucruri extraordinare cu ea. Și cea mai mare bucurie pe care am avut-o este când ne-a trimis o fotografie în care spunea, vă invit la botezul copilului meu. În câteva luni după program își găsise o fată cu care s-a căsătorit, au și făcut copil într-un an și ceva, aveau și copil. Interesant. Da. E, pentru mine e mai important decât 100 de milioane de euro cifră de afaceri. O valoare de piață, în cazul de față. Apropo de important, am văzut în
prezentarea proiectului, că în ultima parte a lui ajung oamenii să meargă pe cărbuni încinși? Da. Care e întrebarea? Care e rolul acestui exercițiu? Prima și a doua este, chiar toți ajung să facă asta sau? Toți care termină ajung să facă chestia asta. Deci să înțeleg că e ultimul examen sau, nu știu, ultima parte. Este o provocare și oamenii care ajung să facă și chestia asta, practic este, nu e nimic ezoteric, nu e niciun mesaj ascuns, nu se întâmplă niciun transfer de energie. Chiar mă uitam la un moment dat, inclusiv în lumea ortodoxă sunt obiceiuri de genul ăsta, nu prin Asia sau prin alte părți. Mă uitam, în Grecia este o localitate unde an de an ăștia fac un jar și poartă o icoană și merg pe jar desculți. Pentru că cu ani în urmă le arsese biserica și au intrat și au scos icoana de acolo mergând pe jar. Deci nu are o notă spirituală ezoterică lucrul ăsta. Nu mă gândeam la asta, te întrebam. Este testarea unei limite. Adică oamenii care ajung să-și învingă frica asta și înving foarte multe frici. Și mi-aduc aminte, o poveste foarte interesantă, cineva care, un bărbat în toată firea, așa un munte de om, nu voia să treacă, știi? Și le-a luat Mirela, mi-aduc aminte, Mirela este unul din coachii din program, pentru că sunt foarte mulți oameni din program care ajung să fie și ei coachi, că avem și o școală pentru coachi. Îți povestesc și de asta. Și l-a luat încet. Și după ce a trecut omul ăsta pe cărbune, a zis, băi, eu aveam coșmar cu focuri în fiecare seară. M-am trezit într-o noapte acum câțiva ani de zile, luase foc casa și de atunci nu mai sunt om. Și este despre testarea unei limite, este despre înfrângerea unor frici, este despre chestia asta simplă care spune că dacă reușești să o faci pe asta, le faci și pe altele în viața ta. Am înțeles. Când veneam în drum spre studio, am ascultat un interviu cu tine, cu 3 ani. Serios? Da, și spuneai acolo, printre altele, că important nu este să dai sfaturi, ci să fii în energia omului. Ok, nu dai sfaturi, dar ai zis că deja comunitatea are câteva sute de persoane, da, care sunt general antreprenori și manageri. Că... Nu numai. Sunt și jurnaliști, sunt și oameni de cultură, sunt și actori, sunt și filantropi. Bun, dar... Poți să-ți dau și câteva nume dacă vrei, dar nu acum. Te rog. Am înțeles. Ok, oameni care activează, să zicem, peste un anumit nivel în societate. Da. Din observațiile tale, dacă ar fi să... Adică, te rog, că i-ai observat, îi cunoști. 5 sfaturi cele mai des întâlnite probleme la oamenii care lucrează în proiectul ăsta, sunt implicați. Oamenii care ajung în problemele astea. Da. Adică cele mai întâlnite 5 și ce sfat ai dat tu? Știu că în general nu le dai, că lucrezi astfel încât să își descopere ei soluțiile. Oamenii se anchilozează în viețile lor, știi? Oamenii... Asta ar fi cel mai des întâlnită? Da. Și ajung, cum să spun, își pierd creativitatea, își pierd scânteia, își... închilozează structuri de viață, structuri emoționale, înțepenesc în relațiile lor, în viața lor și se obișnuiesc să facă lucrurile într-un fel sigur și cu Excel în față și cu plan pe nu știu câți ani. Și mai în viața nu e așa. Știi? Adică cei mai mulți ajung oricând realitatea le contestă harta lor mentală, ceea ce și-au proiectat despre viață. Oricând nu mai au soluții, oricând nu mai au scânteie, oricând vor ceva mai mult, oricând vor mai multă culoare în viața lor. Și de ce ajung în situația asta? Păi hai să vedem. Tu ești maestru. Ai scăpat. De ce ajung oamenii aici, oare? Sunt curios. Hai să o întoarcem un pic. Tu de ce crezi? Mai câștig și un pic de timp, mai respir, mai adaug gură de apă. Uneori... toate proiectele astea, cincinarurile astea economice, te fac cumva să-ți dispară bucuria. Bineînțeles. Bine, asta am spus eu acum, ce spui tu. Păi așa și este. Nu e nimic... Crezi că se inventează ceva acum cu Mugurel Stan în chestia asta? Oamenii își pierd bucuria, își pierd emoția, își pierd pasiunea. Și asta ne hrănește, asta ne ține. Plus că ajungem în
dead ender, în curcături, în fundături, în... pentru că obișnuim să facem lucrurile într-un fel anume. Bun, deci anchilozarea ar fi o problemă. Anchilozarea, și foarte multe issue-uri emoționale, sunt oameni care, nu știu cum să zic asta, aș consuma ani de zile în terapie. Și ajung să spună, băi, eu am fost nasol, acum sunt ok. Dar am fost rău de tot, acum sunt ok, știi? Ci chiar așa este sau e așa o de-asta să se justifice el în fața lui că a pierdut atât timp în terapie? Nu funcționează pentru oameni. Adică sunt oameni care nu sunt funcționali. Adică ajung în situații extreme în care nu mai au continuare pentru viață, știi? Și sentimentul meu e că sunt unii care stau mult prea mult în trecut, știi? Să spun că este o formă prin care ne justificăm fiecare neputința noastră prin faptul că trecutul a fost într-un anumit fel în viața noastră. Eu cred foarte mult că, cum spuneam, Dumnezeu a lăsat pe oameni întregi cu resursele de care au nevoie și atunci când își aerisesc un pic mintea, își ordonează un pic gândurile, câștigă claritate. Băi, hai să vedem ce vreau eu să fac, știi? Se înconjoară de oamenii potriviți, că asta este fundamental. Ce face programul ăsta e că oferă și o comunitate într-un fel sau altul. Adică sunt oameni, în primul rând, care au limbaj, au deschidere. Ce poză frumoasă acolo. Au limbaj, au de... Tu vorbeai de actriță. Da, vorbeam de actriță, da. Au și limbajul, au și deschidere, au și emoția potrivită, au și bunăvoința, au și, nu știu... și de aici încolo poți construi. E important să stai în energia potrivită și alături de oamenii care vorbesc același limbaj cu tine. Care au vis, oamenii care au vis, care au năzuință, care aspiră către ceva. Putem să stăm și în trecut, dar cât să stai în trecutul ăsta? Cât să te judeci? Ok, părinții, societatea, dar până unde, știi? Uh-huh. Get a life, ia-ți viața, dă drumul înainte. Apropo de grup, că am văzut poza asta, uite și în asta, am observat la eveniment că din când în când luai o pauză și îi puneai pe oameni să îmbrățișeze. Care-i șmecheria? Care-i șmecheria cu îmbrățișată? Da. Am văzut că stăteai stingher acolo. Nu, eu observam, ăsta e rolul meu. Ce să zic, da. Eram singur. Dar nu participi. Bun, fii atent. Eu zic așa, oamenii învață foarte mult cu mintea rațională. Așa. Da. Este cea mai importantă învățătură, asta rațională, să înțelegi, să ai structuri, să vezi de ce, cum, încotro. Cum zicea, e un tip simpatic care mă uită din când în când la el, Jim Rohn, un bătrânel simpatic care spunea, băi, don't mumbling, nu fiți bâlbâiți, cereți, dar cereți clar, ce, cum, cât, unde, încotro. E important să ai claritate, ce vrei, încotro vrei și pentru asta avem mintea, da? Învățarea rațională este extrem de importantă. Al doilea nivel de învățare este învățarea emoțională. De ce spun asta? Imaginez că înveți public speaking, știi toate cărțile din lume despre asta, faci cursul de retorică, limbajul corpului, tot ce vrei, știi tot despre chestia asta. În momentul în care ajungi pe scaunul din studio, te năpădesc emoțiile și nu mai știi ce să spui. A doua învățare este învățarea emoțională. Conectarea actului învățării cu consecințele lui emoționale. Sunt oameni care știu să stea în emoțiile lor și cred că tu îi vezi foarte mult aici, în studiourile tale. Sunt oameni care nu știu să-și gestioneze emoțiile. Deci al doilea nivel de învățare este învățarea emoțională. Se vorbește mult despre lucrul ăsta, dar cel mai bun examen este acela în care ai contact cu emoția. Generezi emoție, te deschizi, ești în fața oamenilor. Învățarea asta emoțională se verifică în relație cu alți oameni. Și al treilea nivel de învățare este învățarea fiziologică, somatică. Are sens ce spun eu acum? E prea complicat? Nu, are sens. Da? Te ascult. Și anume, știi cum se spune? Corpul nu uită nimic. Te uiți la oameni pe stradă și vezi cum merge sărăcia în ei.
sau umilința, sau rușinea, sau entuziasmul, sau curajul, știi? Corpul nu uită nimic. Corpul înregistrează absolut orice. Se și vorbește că foarte multe din emoțiile noastre, din gândurile noastre, somatizează. Și asta înseamnă că undeva în corpul nostru asta, prin organe, prin sânge, prin chestiile astea se marchează. Da? Nu știm cum lucrează chimia, sau eu cel puțin nu știu cum lucrează chimia asta a corpului, dar corpul ține minte orice. De asta fiziologia, somaticul, este foarte important în toate procesele de învățare pe care le facem noi. Mișcăm oamenii, schimbăm poziția, intrăm în contact fizic unii cu alții, nu știu, se îmbrățișează câteodată, dar nu facem din chestia asta obsesie. Sună aiurea, parcă, știi, dacă spui așa sec fără să știi despre ce e vorba, contează foarte. Zici din când în când. Uite, specific, într-un curs, într-o prezentare care a durat 2 ore, s-a întâmplat asta de 3 ori. De 3 ori, da, e un procent bun, da. Da. Pentru că este un prag peste care treci în momentul ăla. Este un prag și este și un prag de învățare. Știi? Fiziologia, corpul are nevoie și de deblocarea asta. Mi-aduc aminte, făceam un curs într-o bancă cu niște oameni importanți, în poziții importante, și cineva dintre ei a venit și la sfârșit mi-a zis, bă, foarte tare chestia aia pe care ai spus-o. Nu mai știa despre ce-i vorba, dar i-a plăcut ce a reținut de acolo, emoția, încărcătura, deci toată treaba aia, pe aia nu uita niciodată. Mai avea nevoie să-și aducă aminte exact ce învățase în momentul ăla. Deci este o învățare extrem de importantă asta cu corpul, fiziologică. Da. Și o deblocare emoțională. Am văzut foarte mulți oameni care după prima zi, trecând de bariera asta, s-au destins și au depășit toate fricile, panicile interne și au avut altă experiență de învățare. Am înțeles că tot ai zis de bănci. Nu știu dacă aș fi un om de afaceri, nu sunt, dar dacă aș fi. Și ar trebui să-mi explici pragmatic de ce este important coaching-ul pentru mine. Pentru tine ca individ sau pentru tine ca echipă sau ca business, e important. Să luăm pe ambele. Hai să începem cu individul. Mă, oamenii ăștia au Bun, îți spun o poveste? Îmi plac povești. Fii atent, îți plac poveștile, da. La un moment dat am ajuns într-un program internațional. Uite, la Anthony Robbins, să spun, că e foarte la mod acum. Și am zis, băi, nu mă duc să văd chestia asta, că eu sunt om serios, eu am făcut matematică, eu am făcut cursuri, am făcut școală. Și cineva mi-a zis, băi, du-te să vezi film. Și du-te să vezi, era în America, studia în America, și du-te să iei la un curs acolo, la un program cu el, și du-te să-l vezi pe ăsta. Zic, băi, nu mă duc, nu dau bani. Și atunci a intrat în contact cu o doamnă, Ha, o chema pe tipa asta, o vietnameză, Ha, care era în programul lui Platinum. Programele astea Platinum sunt foarte scumpe, auzisem, știam despre ele. Pe un an de zile trebuie să ai cam $150,000 cu deplasări, cu tot, ca să poți să faci parte din programul ăsta. E un program exclusivist. Deci cam atât costă fericire. Foarte interesant. Da. E bună întrebarea, da? Ce cumperi de bani ăștia? Drept pentru care prima dată când am întâlnit-o pe Ha mi-a dat o invitație. Du-te, uite, asta du-te pentru tatăl tău. Să vină, să vadă cum sunt chestiile astea, că tot nu crede el. Prima dată când m-am dus, eram în San Diego, m-am dus la un program, m-am dus să fac leadership-ul Robbins ca să văd care sunt mecanismele lui de transformare. Adică deja m-am dus să văd la esență, să văd cum lucrează el, care sunt mecanismele. El are o chestie foarte interesantă care se cheamă lasting change, schimbarea care durează, și are niște mecanisme interesante, pârghie, scratch de record, foarte, foarte bine lucrează. Adică nu e o chestie de vraci, de ridicăm energia, dăm din mâini și gata. Știi? Și m-am întâlnit cu Ha, eram programul ăsta, încă eram programul Platinum, ca să înțelegi, banii ăștia îi plătesc anual. E vreo $100,000, cred că programul, mai mult sau mai puțin, plus deplasări, vacanțe, chestii. Și românul ce a făcut? A întrebat-o, băi, dar ce cumperi de banii ăștia, frate, soro, în cazul ei, știi, deși era foarte masculin, așa, ca energie. Anul acela își explora feminitatea, ca să zic așa. Și mi-a zis, uite, de exemplu, ce facem noi.
În primul rând, simplu fapt de a sta împreună cu alți oameni care gândesc înalt, au aspirații, au vise, au claritate, vor fără să se ezite, știu și au energia respectivă. Simplu fapt de a sta în mediul ăla te ridică. Deci primul lucru pe care l-aș spune oamenilor de afaceri, veniți să stați cu alți oameni ca voi sau cu oameni care gândesc mai înalt, mai sus decât voi. Este unul din oamenii cu care am lucrat, pot să-i spun și numele, mi-a zis că am văzut Iulian Nedea. Iulian Nedea de la Simtel, o echipă cu, pe care o îndrăgesc foarte mult. E reclama asta? Nu. Ca să știu să le cer ceva pentru asta. Mi-a zis, băi, toată lumea se gândește mâine, peste o zi, peste, eu gândesc peste 3 zile. Înțelegi? Simplu fapt de a sta în preajma oamenilor răstora, te crește. Primul lucru. Da? Și zic, ok. Asta dacă vorbim de Big Life Project, dar eu mă refer dacă decizi să luai un coach pentru tine unul la unul. Primul lucru l-aș băga într-o echipă. Ah, ok. Adică și cu cei cu care lucrezi unul la unul îi bagi. Da. Recomand total. Man, este, știi, de anezi fac școala aia populară, știi? Școala populară. Așa. În școala aia populară o cam fac cam toți. După, înainte de a se arunca în viață, în business, și bogații și săracii, nu stăpânesc foarte bine subiectul, dar îmi place tema pentru simplu fapt de a sta împreună, de a schimba niște gânduri, niște valori. Adică, înainte de a te duce de unul singur solitar, stai cu oamenii, vezi cum te văd, ce văd, ce înțeleg, schimbă perspectivele. Oamenii înțepenesc foarte repede în perspectivele lor. Lumea asta de business, lumea de leadership, politică, de companie, e plină de oameni psihopați, mai mult sau mai puțin, care stau în reperele lor și în lumea lor și nu prea înțeleg ce se întâmplă în jurul lor. Prima lecție este, stai cu oamenii. Vezi cu oamenii, înțelege emoțiile, înțelege-le gândurile. Bun, deci ăsta e primul avantaj. Primul lucru. Al doilea? Deci ar avea nevoie să stea cu mine one-to-one. Vreau să spun că am foarte puțini oameni. Am 6-7 oameni acum care lucrez one-to-one. Pe asta era o altă curiozitate după ce terminăm, dar putem să facem o paranteză acum. Da. Cam cât timp îți mănâncă pe zi? Programul. Programul plus ce faci individual? Mie? Da. E relevant asta? Cât timp cheltui? E toată viața mea despre asta. Dacă, adică atunci când nu sunt cu copiii mei, cu familia mea, asta, toată viața mea e despre okay. asta. Ok, ne întoarcem la avantaj. Deci am înțeles la 2. 1. 2. Cum zic englezii, there is always a next level. Adică nu cred că există status quo. Un fel de a te opri, să mergi, te oprești pe treapta asta socială, de dezvoltare, de învățare și de aici încolo lucrurile merg. Te gândești cum să ajungi la insula cu palmieri sau cu venituri pasive. E plină lumea de oameni care vor să ajungă la venituri pasive. Au nebunit toți, toată lumea vrea la pensie. Sau la ceasul cu Rolex, știi? Învățarea asta este continuă și pentru asta este important să stai în contact cu programele de dezvoltare, cu cursuri, cu... Eu cred că oamenii care nu învață, încet, încet încep să moară. Orice. Și în media, și în business. Și discutam cu un om de business, un business mare, nu pot să spun acum că... Și am zis, bă, care-i secretul tău? Și ai să învăț într-una. Știi? Eu tot încercam să-l convinc că are nevoie și de business, de echipă, să lucrez cu managementul lor. Și a zis, nu, că eu fac. Și a zis, ce înveți tu? Ce cursuri faci? Și mi-a zis, da, astea simple. Zic, ce mă? INSEAD, Harvard Business School, zic ok, am înțeles. Sunt oamenii care ajung la un anumit nivel trebuie să investească continuu, constant în dezvoltarea lor personală. Ok, am înțeles. Deci al doilea lucru este că, da, și eu asta fac. Adică am ambiția, am pretenția despre mine că cel puțin la nivel de lucruri simple de dezvoltare personală sunt conectat la într-o esență de aia de 2% global. Ok, mai e un argument aici? Bun, de ce hai să zic, de ce Simona Halep are nevoie de antrenor? Nu? Sau de ce mari tenismeni sau de ce mai au nevoie de antrenor? Uh-huh. Este un antrenament constant
pentru ceea ce faci, pentru obiective, pentru ambiții, pentru vise, pentru perspective noi, pe care n-ai cum să-l faci singur. Ok. Mai sunt argumente aici? Este o plăcere, este o bucurie, este un antrenament, este o constanță, este o disciplină. Adică sunt multe lucruri care îți dau așezarea asta care trebuie. Bun, și eu am început discuția asta de la prezentarea pe care ai ținut-o la o bancă. Da. Și de ce ar trebui un coach pentru echipă? Că până acum am vorbit de individ. Toată lumea vorbește despre cultură organizațională, știi? Da. Mai mult sau mai puțin. E o chestie, sunt plin pereții companiilor de mission, vision, values, pe care oamenii nu le integrează. Discutam cu o tipă, o chema Alexandra. Alexandra era Global Change Manager la o mare companie undeva. Am întâlnit-o în cursurile mele. Și ea conducea acel program, acel departament de Global Change. Schimbarea este atât de importantă. Oamenii au provocări atât de mari, echipele, mediile de lucru sunt atât de fluide, se schimbă atât de repede, încât oamenii au nevoie de asistare permanentă, nu numai în obiectivele lor individuale. Te vezi, eu sunt coach sistemic, îmi place mie să spun că sunt coach sistemic. Sistemele sunt despre oameni și relațiile dintre ei. Nu numai oamenii în sine trebuie antrenați, cizelați, aranjați, că asta pot să o facă și singuri, dar și relațiile dintre oameni. Și tu ce faci concret? Ar trebui să vorbesc despre ce face un coach sistemic. Lucrează cu relațiile dintre oameni. Și stai de vorbă cu ei cum individual, în grup? În momentul în care, teoria spune așa, dacă lucrezi cu un sistem, cu o echipă, unul este coachul care lucrează cu întreg sistemul, și atunci este ca și cum ai lucra cu o orchestră întreagă și acolo sunt procese de grup în care antrenezi oamenii și relațiile dintre ei, și altul este coachul care lucrează individual, one-to-one, cu oamenii acolo. Se întâmplă să mixez lucrurile astea, dar în general oamenii, când lucrez cu liderii, cu echipa, lucrez separat, adică nu și cu liderii și cu echipa în același loc. Soția mea, care este și ea coach, este coach, suntem amândoi CPCC, este o certificare internațională importantă. Ce înseamnă asta? După ce am făcut toate cursurile astea, este un proces de 7 luni de certificare internațională în care un grup restrâns de 12 oameni am fost noi, am lucrat individual cu mentor, cu, mă rog, cu supervisor, cu întâlniri săptămânale, cu... Și este o certificare internațională destul de importantă care ne... Dar voi, am înțeles, dar voi când lucrați cu echipe, identificați și probleme? Fiecare... Care e primul pas? Nu știu, vine o companie X, să zicem, un puțin națională, că da? Vor să lucrați cu departamentul de... Nu știu, în general, echipele cam știu ce probleme au. Avide, spun ei. Au departamente de HR, oameni care știu cam ce probleme au. Ce facem noi, toate procesele pe care le facem, le schimbă energia din grup, le schimbă atmosfera, tipul de relație pe care l-au și, într-adevăr, pleacă și de la probleme specifice pe care le au. Pe lângă, mai ai și alte afaceri din afară de aceste proiecte? Nu, afaceri nu. Bun, pe lângă satisfacția asta materială când lucrezi pentru ceva, mm-hmm, care sunt cele mai importante satisfacții sufletești după cei 10 ani? Că 10 ani, mi-ai zis, cam de 10 ani faci, mm-hmm, asta. Că ne apropiem de final. Și finalul va fi cu prima întrebare, dar nu mai îmi spui ce ai făcut până acum, ci cine ești. Da. Știi, poate că include și răspunsul la prima întrebare, știi? Credința mea este că viața asta este un mare dar. Și este un mare dar de la Dumnezeu. Subiect și predicat. Și știi, după ce lucrez cu un om
și te uiți în ochii lui și vezi viața, vezi bucuria, vezi că omul ăla își ia înapoi darul ăsta al vieții, nu cred că este o bucurie mai mare. În școlile de coaching ei spun Evoke Transformation, este un cornerstone important, să transformi, să... Dar în momentul în care oamenii își iau darul ăsta al vieții, bucuria asta a vieții înapoi, care e un mare dar de la Dumnezeu, și eu cred că darul ăsta e atât de prețios încât e păcat să-l irosim. Și asta este cea mai mare satisfacție pe care o am. Când văd că oamenii își reiau viețile, își... și uite ce frumoși sunt. Asta este din primul grup, prima întâlnire pe care am avut-o cu oameni. Mi-am chemat toți prietenii, toți cunoscuții și de aici încolo a început valul, tăvălugul. O doamnă din poză și știu. S-ar putea să mai știi și pe a doua, încet, încet, dacă le luăm, mai descoperim acolo cunoștințe comune. Așa, că tot ai zis de Dumnezeu, intrăm puțin pe tărâmul filozofiei. De ce ne-a dat darul ăsta? Al vieții? Da. Oh, man, și tu vrei să-ți dau răspuns acum? Nu ne grăbește nimeni. E un mare dar, e o mare bucurie. De ce? Bună întrebare. Dar dacă tot l-am primit, trebuie onorat. Nu știu, e... Fiecare secundă trebuie prețuită. Adică tu crezi că este finit tocmai ca să prețuim fiecare secundă? Mai zi o dată întrebarea, te rog. De ce crezi că este finit acest dar? Viața pe pământ e finită. Nădejdea pe care o avem e că nu se termină aici. Dar viața pe care o avem aici de trăit, eu cred că are un sens. Eu cred că Dumnezeu nu a lăsat viața ca pe o paranteză între două eternități, ca să zic așa. Viața pe pământ are un sens. Și sensul ăsta eu îl văd ca pe un examen permanent pe care îl dăm în întâlnirea cu fiecare om, cu fiecare lucru pe care îl oferim sau îl cerem de la oameni. Am văzut la întâlnirea la care am fost zilele astea că se vorbește foarte mult de valori la discuțiile voastre. Da. Valorile tale profunde ca om, care sunt? În ce crezi tu? Valorile, eu sunt un om care merge la biserică, e important să spun și chestia asta, sunt un om creștin, sunt ortodox, dar nu în jurul ăstea se construiește lumea mea. Pentru mine e important adevărul, este importantă conexiunea, e importantă dezvoltarea, este importantă prietenia, munca, adică sunt un om cu valori, în viața mea particulară, am în general valori destul de simple, astea clasice. În același timp, lucrând cu oamenii, fiecare își descoperă valorile lui, adică valoarea fiind ceea ce oamenii au nevoie să simtă în viața lor, știi? Nu e doar o chestie abstractă pe care își o pune, domnule, astea-s valorile mele și așa vreau să se întâmple viața mea. Importantă iubirea pentru mine, foarte mult. Familia este o valoare importantă pentru mine și recunosc că am, în toate valorile astea pe care mi le flutur eu așa de multe ori, am rămas și restant. Înțeles. Mai e ceva de spus despre proiect? Am ratat vreo temă? Oameni diverși, 4 luni de zile, o întâlnire lunară, este de obicei o întâlnire pe zi, o sâmbătă. Ultima sesiune sunt 3-4 zile undeva în afară. Ai contact cu oameni de calitate extraordinară între sesiune. Sunt și întâlniri one-to-one. Uite ce poză frumoasă acolo. Voi mă dați de gol aici. Oameni de business. Sunt întâlniri lunare. Sunt fotografii la tine. Da. Cam asta e. E un program. Am văzut la întâlnirea de zilele astea că sunt oameni care au fost și în anii trecuți. Adică tu vin într-o ediție Big Life Project, da. Și poți să revii și anul următor? Aveți 2 oameni care au revenit în programul ăsta, da. Sunt oameni care vor să revină. De ce? Pentru că experimentează lucruri total noi. Adică grupuri diferite. Este un upgrade constant.
ca să spun așa. Nu este, sunt multe informații noi, fiecare întâlnire depinde de grupul care este acolo. Nu. Sunt doi oameni în grupul ăsta care vin, sunt deja 17 grupuri care au funcționat. Și ești pe 17 grupuri de WhatsApp? Nu, oamenii rămân într-o comunitate, se strâng toți acolo. Am înțeles. Și încheiem cu prima întrebare. Cine ești tu? Sunt un om care iubește, sunt un om vulnerabil, un om viu, un tată de 6 copii, am copii de la 10 la 29 de ani. Se stresc. Mulțumesc frumos. Fata cea mare lucrează în banking, e undeva într-o bancă globală, face trading. Băiatul, mi-a zis cineva, băi, spune că ai fată, băiat și încă 4 fete ca să nu zică lumea că ai făcut copii până ai făcut băiat. Băiatul lucrează, s-a întors în țară după ce a studiat în Statele Unite, în Japonia. Majoritatea au făcut, adică toți copiii mei, în afară de primul copil care a făcut școala franceză, au făcut liceul la Lazar. Sunt un om cu o minte ordonată, structurată. Ce să mai zic despre mine? Că mie tot îmi vine să spun ce fac mai mult decât cine sunt. Și cred despre mine că sunt un om bun, care iubesc oamenii și care... care am crescut foarte mulți oameni la, la viața mea. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru această discuție. A fost foarte plăcută. Mersi mult. Vă mulțumesc că aceasta a fost prima ediție a Picăturii de Business. Săptămâna viitoare ne vedem cu un alt personaj interesant. Vă pot spune că a fost profesor de engleză și acum este unul dintre cei mai buni șefi din România. O zi bună în continuare!